Mai citesc o dată versetul acesta și promit că îmi închei predica. Îmi place tare mult. Slava Domnului a intrat în casă, pe poartă dinspre răsărit. Auziți ce face glasul lui? Și iată că slava Dumnezeului lui Israel venea de la răsărit. Glasul său era ca urletul unor ape mari. Și pământul strângea slava sa. Slava lui e adunare. Slava lui e adunare. Slava lui e adunare. Slava lui e adunare. Vă rog să mă ridicați. Predica mea e gata. Sanandado meno de frate. Și când intră în tine, te îndeamnă la pocăință, o slujește-n baiel, o împăratule, vino de grabă. Radio Paragopia, în prezența ta se clatină munții, în prezența ta vine slava ta, în prezența ta vine pacea ta. O, atinge, Doamne, eliberează adunarea, te sleagă adunarea, ești aici! Nu pleca, Doamne, și să te implor, te rog, Doamne! Te rog, Doamne, nu pleca! Stai cu ochii închiși dacă vrei să vezi slava lui Dumnezeu. Dacă vei sta cu ochii închiși, Fiul este Domnul, că se va atinge de mintea ta. Te va elibera, te va vindeca. O, șarra mama ta, proba de fel! Ridică, Doamne, prorocii adevărat. Amen, Doamne! Se brute vel paragobia. Primul eu mă smeresc și dacă vrei să-l gelintesc, te aștept. Dacă sunt suflete care vor să se pocăiască, dacă sunt suflete căzute de pe calea pocăinței, dacă sunt suflete cu boli în trup, te aștept, vino în față, nu noi ne vom ruga, nu rugăciunea noastră, dacă e nevoie, nu punerea mâinilor, credința ta și mila lui Dumnezeu. O, Doamne, ești prezent aici în adunare la Filadelfia, Bruxelles. Mă rog, Doamne Dumnezeu, să faci o lucrare mare, pentru că slava ta e în adunare. Și când se coboară slava ta, vinde. Și când se coboară slava ta, pleacă nemulțumirea. Când se coboară slava ta, vine lumina, pentru că lumina nu vine în adunare. O, pentru tine, femeie, e Duhul Sfânt în adunare care plângi. Pentru tine...